Președintele României și primul ministru au avut un nou schimb de replici după ce Iohannis i-a cerut în urmă cu câteva zile demisia Vioricăi Dăncilă. De data aceasta, subiectul disputei a fost dacă există sau nu suficienți bani pentru pensii și salarii până la sfârșitul anului, dar și ce se întâmplă cu pilonul 2 de pensii. Într-o declarație publică făcută ieri seară, Klaus Iohannis a criticat harababura din discursul public al guvernanților legat de pensii. Din păcate, până și cei de la PSD se contrazic între ei. Ba se desfințează, ba nu se desfințează pilonul 2 de pensii. Ba se suspendă, ba nu se suspendă. Ba există un proiect asumat, ba este un proiect care nu a fost asumat. O harababură totală. Și totuși, lumea își pune întrebarea, de ce s-a creat această incertitudine din partea PSD? Oare ce țintesc ei? Nu s-au înțeles între ei? Greu de crezut. Unii își pun chiar întrebarea dacă acești bani, care, de exemplu, dacă se suspendă pilonul 2, acești bani care nu vor intra la pilonul 2 vor fi folosiți poate în altă parte. Nu știu, dar ei trebuie să ne dea un răspuns. A spus Iohannis, care a adresat public și câteva întrebări pentru șefii guvernului. Cred că guvernul și PSD trebuie să răspundă public, clar, documentat la două întrebări. Una, ce aveți de gând cu pilonul 2 de pensii, clar răspicat cu argumente, iar întrebarea a doua pentru guvern este următoarea: mai aveți bani pentru pensii și salarii până la sfârșitul anului? A conchis Klaus Iohannis. Premierul i-a dat replica președintelui în cursul zilei de astăzi. În mod sigur există bani pentru pensii și salarii și aș vrea să nu creăm îngrijorări. Sunt bani de salarii și pensii. Domnul președinte poate să spună, e opinia dumnealui, a spus Viorica Dăncilă. Șeful guvernului a afirmat de asemenea că nu se desfințează pilonul 2 de pensii.